Demi, am ceva să spun. Am tot în necu full secu, știi? Că vorbesc. Nu, un pic. Asta, vreau să vorbesc cu tine câteva principii de drept, de forma dreptului, dreptului Iisus, Hristos. Bun, altceva să spun. Vreau să spun așa, Doamne, cel scuze, uitarul ăsta, ascultă. Deci eu am aptitudini pentru așa ceva, știi? Nativ. Un colegă de clasă a zis că aș fi bun de judecător. N-am vrut așa ceva. Da. Dar ca reformă și principial sau drept constituțional îmi place. Nu, ascultă, boss. Mai puțin. Deci vreau să spun așa. Deci avem, cum să zic, dreptul penal, civil sau de oricare ar fi, este prestare servicii de către stat, cetățeanului, atât pârâtului, cât și vătămatului. Bun, asta ce înseamnă? Înseamnă că după judecată și exercitarea ei, atât vătămatul cât și părâtul trebuie să se declare mulțumit de dreptul țării. România la noi, nu? Sau UE. Sau Occidentul Vestic. Până în Japonia, până în Alaska. Nu? Posibil până la Vladivostok, nu? Dar uite ce vreau să spun. Și atunci la ce ajungem? Păi ajungem că, domnule, sunt multe pedepse care sunt cel puțin la fel de strigătoare la cer ca și delictele pe care le condamnă. Adică închisoare de 10, 20, 30 de ani, închisoare pe viață, executare în unele țări, tot felul de moduri barbare, în Franța, în America, vă știu pe unde. Cine știe ce o fi pe la tropice. Ecuator, bine, înțelegi? Bun. Și atunci la ce ajungem? Ajungem la ideea că trebuie ca dreptul să se reformeze. Dreptul, ca și medicina și teologia, trebuie tot timpul să se reformeze. Nu poți să stai în loc. Înțelegi? Înțelegi? Cum ar fi un istoric care în ziua de azi n-ar mai accepta mărturia, să zicem, a carbonului? Nu? Carbon 14. Care era necunoscută pe vremea lui Ptolemeu sau Herodot sau Strabo sau Iordane. Dar bun, atunci unde ajungem? Ajungem că trebuie să reformăm. Și cine a reformat? Uite, în trecut avem pe William Wilberforce, care a înlăturat sclavia din Anglia, înaintea Americii, cu cine știe câți ani, pe secolul XVIII. După aceea avem un pic, ăștia dau cu gaze pe aici. Avem marea reformă creștină în veacul 16, să zicem, după 1517, cu Calvin, a început cu Luther, Calvin, Zwingli, alții, fiecare cu domeniul lui în reformă. Și oamenii ăștia ce au zis? Domnule, trebuie să ne întoarcem la credință prin principiile husite. Ian Hus, care a murit pentru așa ceva, a zis, boss, creștinism înseamnă Noul Testament. Biblia înseamnă Noul Testament. Orice, Iisus Hristos înseamnă Noul Testament. Și atunci trebuie să vedem, mergem la Noul Testament, deși și în vechiul e ok. Și ce, care este țiaba? Păi țiaba este că Iisus Hristos nu concepe noțiunea de închisoare, cum ar fi închisoare cu măsalți, ca niște fabrici, unde să stai până te saturi, până muri sau îți moare sufletul în tine. Iisus Hristos ce spune? Și la evrei, iară, nu erau închisori, ci erau un fel de robii pe 6 ani. Și pe 6 ani îi dădea drumul la evreu. Deci atunci numai evrei existau în lume.
nu îi aveau pe Dumnezeu. Bă, bun. Pentru că este oameni care trebuie să-L avem pe Dumnezeu, nu? Dar bun, care este treaba? Păi treaba e că zice Iisus așa. Uite, un om îi datora la un alt om 100 de talanți, adică 360 de kilograme de aur, de argint, scuze. Și i-a spus la prietenul lui, boss, iartă-mă că nu știu ce, știi? Și ăla avea datorie la bossul mare, la împărat, avea 100 de mii de talanți de argint, care vine 360 de mii de kilograme de argint, știi? Și împăratul l-a iertat pe boss și boss nu a iertat pe bossul mic, știi? Și atunci oamenii s-au plâns. Atunci împăratul l-a băgat, deci Iisus Hristos l-a băgat în închisoare, pe bossul ăla, mijlociu, până plătește tot. Și cum o spus și ăla, stai că îți o plăti, mai așteaptă un pic, zice ăla mic. Și ideea e că nu-l bagă pe nu știu câți ani, 6, 8, 10, 100, 300 de ani, sau să-l pune pe cruce sau nu știu ce. Iisus Hristos zice așa, adevărat vă spun să nu faci așa că nu vei ieși până nu vei plăti ultimul bănuț. Deci cât trebuia să plătească? Acum oamenii pun, judecătorii pun tot și în cazul de plată la drept civil sau pun tot felul de plăți, știi, care ți le gândesc ei. Dar ideea e, Iisus Hristos zice, nu, trebuie să plătești cât datorezi, cât ai furat sau cât ai luat. Înțelegi? Deci omul, bossul mijlociu, nu trebuie să plătească un milion de euro sau ce-or fi, dolari. Ci el trebuie să plătească 100.000 de talanți de argint. 360.000 de talanți de argint, de kilograme de argint. Atât ar trebui să plătească ca să iată în închisoare până la ultimul bănuț. În caz că nu-l iartă cineva. Și dacă e rău, cine să-l ierte? Sau poate să-l ajute cineva, dar cine ajută un om rău? Nu? Bun, mai departe. Ce mai am de zis? Mai am de zis că Iisus Hristos, deci este norma dreptului nostru și tu știi că zice în Luca, adevărat vă spun, când eu zic ceartă-ți ucenicii, care era toată Ierusalim, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Cum vine să se strige pietrele? Păi am auzit și noi, nu când strigă pietrele, când cade bombele în Japonia de 70 de ani deja, sau pe 80. No. Și ce mai zice Iisus Hristos? Pentru că Iisus Hristos stă pe vechiul Hristos, pe lege, știi? Zice așa. Deci avem Iisus Hristos ne propune așa, bă, boși, voi oricum nu țineți legea, nu puteți, sunteți păcătoși. Cele 10 porunci. Sau pot să spui 613 porunci. Total. Sau poate o fi și mai multe, dar cine știe? Zice așa. Dar măcar fericiți-vă. Și încă de 3 ori fericiți-vă. Înțelegi? Deci zice Iisus Hristos, fericiți-vă, fiți sare, fiți lumină, fiți sare în mâncare sau unde fi, în ocnă, fiți sare, fiți lumină în sfeșnic, nu sub oală, fiți cetate pe deal, nu în șanț. Înțelegi? Și ce mai zice? Și țineți legea. Eu am venit să țineți legea. El nu a zis, eu am venit să ținem legea. El a zis, eu am venit să țineți legea, eu țin legea. Și un om care ține legea și care a înviat, a zis, bă, boș, nu faceți ca romanii să închideți oamenii pe viață la galere sau în mine sau în ocne. Nu. Puneți-i să plătească. Și mai e un lucru. Noi am observat, dacă pe tine te preocupă domnul Steinhardt, care era cu drept constituțional și așa, ce ne-a demonstrat secolul 20, de facto, e că atât capitalismul, lumea capitalistă, cât și lumea nazistă, care a fost pentru puțin timp, și mai ales cât și lumea comunistă, toți erau, de fapt, niște capitaliști pur sânge. Preocupați numai de bani.
și copiii ăștia de aici mor sau ori murit sau cine știe ce mai e de ei, pentru că statul nu vrea să plătească pentru ei să stea în familie, să dea burse la familie, să țină tață acasă, măsă. Da, bun. Și ce vreau să spun eu? Mă un pic, boss. Spun că Iisus Hristos a înviat. El a spus aceste lucruri, dar a înviat. Deci El a înviat. Pe când noi murim și ne duce. Și după, în urma noastră rămân niște cărți care poate nu le mai citește nimeni. Și asta vreau să mai spun. Eu asta am înregistrat pentru că știi cum e și scrisul să faci de plăcere. Ești scriitor. Nu poți să faci toate la scriitor. Înțelegi? Nu poți să faci așa ceva la scriitor. Apoi altceva ce vreau să mai spun. Ziceam de capitalismul nostru pur sânge al planetei noastre, cel puțin. Vreau să spun ceva. Pentru că și capitalismul ăsta nu a început de nimic. Pe de altă parte, uite, de exemplu, cum ar fi, eu să n-am acum calculatorul, laptopul, să vorbesc la pereți, să mă audă Stasi, să mă bage în opere complete, știi? Dar ascultă ce vreau să spun. Deci avem așa și ce mai vreau să spun? Cei mai mulți oameni ar prefera să stea și 20 de ani în închisoare numai să nu-și plătească vina, să nu plătească cât ori furat. Uite, avem aici un caz, un oarecare politician român, sau fost politician român, ca să fiu un pic mai... Deci el a furat foarte mult și a furat așa de mult, deși acum e modă că s-o fura, că ăla o fura. De fapt, înainte toți furau. Dacă unii furau o punguță de zmeură de la fabrică și alții din plantație și alții furau... fabrica. Deci uite ce vreau să spun. Zice că el o fura mult. După aia o angajat alți oameni ca să-i pune să fure și mai mult. Știi? L-au pedepsit cu așa, modic. Modic. L-au pedepsit. Și după aia a fost eliberat ca satana. Și a venit cu dor de răzburare. Probabil, sau poate că nu. Eu acum încerc să fac dreptate. Deci, eu zic, domnule, Curte Supremă, domnul președinte, stimați colegi, deputați, nu, nici măcar un an, ce doi ani, ce nu știu ce. Apoi mai este un aspect. Domnul Năstase și el a fost închis, Adrian Năstase, dar domnul Năstase e cumva diferit. Domnul Năstase a fost din vechea gardă de după 89. A fost în mișcare cu Ion Iliescu și domnul Năstase a fost în anul 1989 a fost a practicat politică, deci a fost trimis român la, cum îi zice frate, nu Hanoi, la Fenian. No, imaginați-vă și voi că noi avem acces la un corupt, dar care a fost la Fenian și care efectiv poate fi de folos țării. Deci dacă îl trimiți azi pe Năstase, domnul Adrian Năstase, nu el e cel care vorbeam, asta e altul, la Fenian sau unde vrei tu, zona aia în Coreea, el știe ce să facă. Pentru că știi, e adevărat, o fi furat și el, ce-o fi făcut, nu știu exact, dar a și făcut ceva pentru politica țării noastre. Apoi mai este un aspect, am mai spus chestia asta. Prin 2006 sau nu știu când, au vrut să-l aresteze pe patronul și cel care a făcut mașinile Hyundai din Coreea de Sud. Și s-au apucat mari oameni politicieni din Coreea de Sud. Au zis, domnule, ăsta a făcut tot felul de fraude, trebuie să-l arestăm. Și ei erau niște bătrânoci, el era un bătrânoc. Și apoi la un moment dat s-au întâlnit cu el. Am văzut poză, erau, să zic, 4-5 câte ori fi fost bătrânoci și el era în mijlocul lor. Dar nu era arestat. Atunci, judecătorii din Coreea de Sud au stat și s-au mai gândit, domnule, acest Hyundai man a contribuit cu atât de mult și contribuie prin firma lui la bugetul țării noastre, Coreea de Sud, care e o mare fabricantă de tot felul de lucruri, încât dacă l-am închide și am oprit din program, ne-am face un deserviciu economiei noastre naționale.
Și atunci au zis, da, este adevărat, a furat, dar datorită faptului că a avut succes cu firma lui de mașini, nu ne putem permite să-l închidem. Și nu știu ce i-au făcut. No, apoi spuneam eu de, și să nu uităm că înainte de războiul din Coreea, înainte de al doilea război mondial, Coreea Unită, când a fost unită, era 73% sau cât presbiteriană, erau creștini. 70% din țară erau creștini. Apoi, ce mai vreau să spun? Vreau să spun că, ziceam, de tipul ăla, deci ideea e că el a furat atât de mult încât a făcut un Neverland. Salariul unui politician în România în anii înainte de 2010, înainte să aibă probleme, cam odată cu Băsescu, să zicem, vor fi început probleme, poate nu, poate după. E bine, salariul era, să zicem, de 40 de milioane atunci. Sau poate mai mult, poate 60, 70, 80 de milioane. Dar știi cum e? Când eram eu copil, o mașină costa 100-130 de mii de lei. Deci, înțelegi, își putea cumpăra poate o mașină pe banii de două luni. Dar el a făcut acolo Neverland, Michael Jackson, Graceland, Elvis Presley, Cher și Brick Media. Înțelegi? Deci el trebuie să dea tot. Și apoi, dacă mi se permite, dar fără închisoare. Iisus nu o pune la închisoare sau poate să-i zică, bă, boss, trebuie să fii și rob, că noi suntem creștini și 6 ani trebuie să fii, dacă ești sănătos, trebuie să faci muncă în folosul comunității. Asta e al doilea lucru. Dar vreau să spun altceva. Deci omul trebuie să plătească tot ce-o furat. În același timp, trebuie să dea înapoi salariul de politician, să-l restituie statului, trezoreriei statului de care și-a bătut joc, adică mă refer de stat și de trezorerie. Și ce trebuie să mai facă? Și după aia să-și găsească altă branșă. Înțelegi? Deci, politicianul, de orice fel ar fi el, funcționarul într-un stat, nu își poate permite să umble cu bani mai mult de 10 dolari la el. Bun. Sper că am făcut dreptate și după aceea să ducă acasă să facă ce vrea. Nu-i pasă nimănui închisoarea lui. Dar, bine, cea executată poate că a fost dură, bineînțeles, ne pasă, nu? Dar în același timp noi ne reformăm după Menos Simons. Bun. Și ce vreau să spun mai departe? Vreau să spun că cam asta este calea lui Isus. Iar un hoțoman care fură o găină, după dreptul vechi, trebuie să dea înapoi 4.000 și muncă în folosul comunității. Eu zic că e mult mai bine așa, boss de boss.